La Kiev au avut loc ceremonii solemne cu ocazia zilei independenței Ucrainei. Președintele Volodymyr Zelensky a invitat pe cei prezenți să țină un moment de reculegere în memoria soldaților morți pe front în cele 18 luni de război. De asemenea, liderul de la Kiev s-a arătat încrezător în victoria țării sale împotriva invadatorului rus. Pamiętаємо через що пройшов український народ, бачимо що загрожує, б'ємось проти ворога і знаємо що ми вміємо, вміємо перемагати. І переможемо. Українські діти на українських площах і вулицях так само святкуватимуть українську незалежність. Наші онуки святкуватимуть їхні онуки так само разом з друзями нашої держави, із союзниками та партнерами України, яких Україна сама собі обиратиме. La Harkov, al doilea oraș ca mărime al Ucrainei, mulți localnici au comemorat pe eroii căzuți pe front în luptele cu invadatorii ruși. În cimitire au venit multe mame care și-au pierdut fiii în lupte. Він був звичайним хлопцем, який любив життя, мріяв про щось. І тому він не змирився, що прийшла на нашу землю земля, ой, війна. І вирішив добровільно піти. Ну, а ми погодили з його рішенням, не думали, що так. Și la Lviv, în vestul Ucrainei, a avut loc o ceremonie religioasă în memoria militarilor morți în confruntările cu rușii. În Serbia, țară care este considerată apropiată de Rusia, zeci de refugiați ucrainieni, dar și activiști locali și diplomați străini au mărșăluit prin Belgrad cu ocazia zilei independenței Ucrainei.